Consiliul Local Suceava va dezbate vineri pe 31 mai reglementările planului urbanistic zonal propus de dezvoltatorul imobiliar care dorește să construiască un complex rezidențial pe strada Vasile Bumbac. Proiectul prevede construirea unui bloc de locuințe și servicii cu structura subsol, parter și mai multe etaje cu o înălțime maximă de 26 de metri și o suprafață construită la sol de 3810 metri pătrați, care include 250 de locuri de parcare. Viceprimarul Teodora Munteanu, care candidează ca independent pentru primăria municipiului Suceava, a criticat proiectul pentru că nu ar răspunde nevoilor actuale ale zonei centrale, afectată deja de străzi subdimensionate și lipsa locurilor de parcare. Nu cred în masivitatea construcției, în accesibilitatea ei publică, fără spații de loazir și fără a oferi cetățenilor din zonă o îmbunătățire a situației existente în acest moment, prin implementarea acestei investiții, a declarat Teodora Munteanu. Ea a accentuat necesitatea unor zone pietonale și spații de loazir pentru a le oferi cetățenilor o îmbunătățire reală a condițiilor de trai. De asemenea, Teodora Munteanu a sugerat ca primăria să achiziționeze terenuri cu potențial de dezvoltare și să organizeze concursuri de soluții pentru investițiile necesare comunității. Ea avertizează asupra riscului unui urbanism fără urbanitate și a unui consiliu local care nu răspunde adecvat nevoilor cetățenilor. Riscăm să obținem urbanism fără urbanitate. Consiliul local fără adresabilitate la probleme locale și într-o opacitate totală față de cetățeni, perfect legal, dar perfect imoral, a concluzionat Teodora Munteanu printr-un comunicat de presă în care a adăugat că votul de vineri din Consiliul local va avea un impact major asupra administrației locale, prezente și viitoare. La final, ea a îndemnat cetățenii să-și folosească votul din iunie pentru alegeri lideri care să-i reprezinte cu adevărat.